putem defini viciile ca pe o absență a rațiunii. Deliciile, însă, fac parte din noi. Tentațiile, dorințele, nevoia de experimentare, toate se contăpesc într-un amalgam inconștient de senzație, iar rezonanțele interioare coexistă în universul haotic în care trăim. Printr-un stil de viață modern, înțelegem o așezare deschidere spre concepte noi, astfel încât intensitatea stărilor cotidiene ne determină să ne manifestăm dependența de un anumit deliciu. Pur și simplu găsim asta ca pe o formă de izolare, ca pe un refugiu. Mecanismul se repetă în mod constant, inevitabil se nasc viciile. Dar ceea ce vrem noi să facem este să îmbrățișăm viața așa cum e, bune și cu rele. Să respirăm adânc, să privim în jur, să încercăm să ne depășim condiția vulnerabilă și să realizăm cât de frumoasă e lumea în care trăim. Nu vrem neapărat să renunțăm la vicii, ci, mai degrabă, ne reorientăm spre unele mai puțin nocive, să ne găsim bucurie într-o bucată de ciocolată, să savurăm în fiecare dimineață ceașca de cafea sau, poate, să ne găsim motivația în muzică. Nu sunt acestea oare viciile care nu ne vor fura niciodată viața? Suntem oameni. Ne atașăm ușor de lucruri. Iubim, suferim, urâm, zâmbim. Simțim că toată lumea ne aparține. Și, apoi, pierdem complet controlul asupra vieții. Suntem iraționali și nici nu ne uităm înapoi. Orice deliciu poate deveni un viciu atât timp cât nu o facem cu rațiune. Deliciu poate însemna orice, shopping, zahăr, cafea, fast food. Dar vă invit să reflectăm asupra celor mai frecvente probleme cu care se confruntă societatea. Cum ar fi fumatul și băutura. Jocurile de noroc. Și în final unde ajungem? Viața este făcută din sentimente complexe și contradictorii, bucurie, tristețe, melancolie. Dar ceea ce avem noi de făcut este să concretizăm bucuriile prin delicii, asigurându-ne că tristețea nu le transformă în vicii.